un joculeț. Așa. Eu îți dau mai multe variante, de fapt două la fiecare, și tu alegi una. Din două variante alegi una. Ce alege între, așa l-am numit. Deci, ce alege între Brad Pitt și Marlon Brando? Brad Pitt. Brad Pitt. Să poți citi gândurile oamenilor sau să te poți teleporta? Wow! Să mă pot teleporta. Să poți zbura pentru o zi sau să fii invizibilă pentru o zi? Să fiu invizibilă. Să fii mușcată de un vampir sau de un păianjen radioactiv? Deci, vampir sau Spider-Man, ce ai vrea să devii? Dacă ar fi să alegi. Spider-Man. Spider-Man. Numai sărat pentru totdeauna sau doar dulce? Sărat. Sărat. Să poți călători oricând în trecut, nu neapărat trecutul tău, oricând în trecut sau oricând în viitor? În viitor. Carte sau film? E cam dificil, amândouă. Greu. Dar film, că îmi place. Na, ce să mai zic. Mult sau mai puțin? Mai puțin, că e bine. Să rămâi blocată pentru totdeauna pe o insulă pustie singură sau cu persoana pe care o urăști cel mai tare pe lumea asta în acest moment? Cu persoana pe care o urăști cel mai tare în acest moment. Pe care nu o urăsc, că nu, eu nu urăsc pe nimeni, chiar nu urăsc, că nu urăsc, că n-am acest sentiment. Dar cu o persoană pe care aș urâ, o să zicem, da. Care te enerva, să spun așa. Să zicem, așa mă enervează mult, dar. Păi asta. Așa ne imaginăm. Fii obligată să te muți dintr-un oraș în altul, niciodată în același oraș, mereu în altul, odată la 6 luni, pentru tot restul vieții, sau să nu poți părăsi deloc orașul natal, să nu-l mai poți părăsi niciodată? Asta e grea, nu știu ce să răspund. E grea. Chiar e foarte grea. Probabil că aș alege să mă mut. Da. Dar sunt convinsă că nu s-ar întâmpla, adică aș rămâne. Da. Dacă ai fi pus de fapt în fața... Da. Bun. Ce alege între să cunoști și să înțelegi toate misterele universului sau să știi de dinainte toate urmările deciziilor pe care le vei lua vreodată? Și presupunem că la misterele universului nu includem și a doua. Păi dacă le cunosc pe ale universului, le știu și pe a doua. Le știi și pe a doua. Adică cumva trebuie asta să... Asta cu universul mă atrage mai mult. Cel mai mult. Să fii percepută, nu contează cum ești de fapt, dar ai prefera să fii percepută drept o persoană bună la suflet, dar mediocră, sau drept una genială, dar malefică? Mai bine bună și mediocră decât malefică, nu prea. Eu respect întunericul, partea întunecată, inclusiv a noastră, a fiecăruia dintre noi, însă prefer lumina și bunătatea. Să învingă. Ce alege între să fii înconjurată pentru tot restul vieții de proști fericiți sau de genii depresive? Iisus când a zis fericiți cei sărași cu duhul, a știut el ce spune și nu știu dacă lumea înțelege exact ce a vrut să spună Iisus. Fericiți cei sărași cu duhul înseamnă și cei care au acces la cât la nivelul lor de cunoaștere și atunci ei sunt fericiți pe nivelul ăsta. Da. Cu cât începi să cunoști mai mult, cu atâta nu știi mai mult și nefericirea poate să și mai mare și mai multe feste. Da, eu cred că între oameni fericiți aș trăi mai bine, chiar dacă nu am inventat roata. Bun, s-a terminat joculețul 1, mai avem unul.